Ei, uite că dorința publicului de această dată s-a adeverit și, într-adevăr, Valentin este cel care părăsește astăzi Casa Mireasa cu un procent de votare de peste 60%. Cred că toată lumea s-a așteptat la acest lucru, dată fiind situația și tensiunile din casă care au fost, conflictele în care a fost implicat Valentin de-a lungul competiției, atât în prima parte, când a avut multe divergențe cu Silviu. Știți foarte bine ce s-a întâmplat și cum a fost eliminat și Silviu din această competiție, iar mai apoi conflictele pe care le-a avut cu Cristi, cu Cristian, toate discuțiile care au fost în ultima perioadă, mă rog, au fost multe și, într-adevăr, comportamentul lui nu a fost tocmai lăudabil. Prin urmare, majoritatea telespectatorilor și-au dorit ca Valentin să părăsească astăzi Casa Mireasa. Eu mă așteptam, sincer, așa cum a spus și Antonia, cred că toată lumea se aștepta să se întâmple acest lucru. Asta datorită faptului că Cristi are susținerea grupurilor lui Cristian, dar nu numai, pentru că Cristian și-a exprimat și el opinia că își dorește să-l susțină pe Cristi, însă Cristi este un om care a fost foarte apreciat încă de când a intrat în competiție pentru caracterul lui, pentru omul care este și de aici și rezultatul. Așadar, Valentin părăsește astăzi competiția.